Domnul președinte Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Mulțumesc. Bună ziua, dragi prieteni, dragi colegi, domnule prim-ministru. Îi salut cu drag pe prietenii de la Iași, pe Costel Alexe, pe primarul Chirică și pe toți ceilalți. Am câteva lucruri pe care vreau să le spun aici la Iași, premierului în primul rând, pentru că noi dezbatem o moțiune, e perioada moțiunilor acum, numai că noi altfel de emoțiune avem aici. Dar înainte de asta am mai spus-o când am venit cu Florin Câțu și trebuie să o recunosc aici, performanța dumneavoastră de la Iași la PNL trebuie aplaudată și vă spun un om cu 21 de ani de politică. Așa este, a fost surpriza foarte plăcută pe care a făcut-o Iașu și prin câștigarea președinției Consiliului Județean, primăria de la Iași și foarte multe primării și tocmai de aceea eu cred și mă uit la Costel Alexe că noi care păstorim primarii trebuie să fim atenți drumul pe care îl alegem în perioada următoare ca aceste lucruri să aibă finalitate și în 2024 să reportăm mandatele și să câștigăm și altele. Este extrem de important. Al doilea lucru este vorba de unitatea Moldovei și am mai vorbit. Și acum am ajuns această luptă în partid. În primul rând, îmi exprim regretul. N-am fost acolo. Nu se poate să lași trei luni de zile festivalul democrației care ne-a omorât. Am contribuit la breaking news-uri toată vara în loc să fi durat o lună de zile tot ca partid de guvernământ, ne-am întins pe trei luni și vedeți cu ce consecințe. Am greșit. Și nu trebuia să greșim, poate învățăm din asta ceva. Mai puțin și închidem această poveste. Eu cred că echipa care va câștiga trebuie să dea dovadă de înțelepciune pentru a face eforturi uneori să lase de la ei pentru unitatea partidului, pentru că e loc pentru fiecare, indiferent de opțiunea politică pe care o are. După cum vedeți, unii ne-au cântat prohodul, la început această moțiune nu prea avea șanse, știu bine ce vorbesc. Am fost alături de Emil Boc, unul dintre cei care am spus de la început că ăsta este drum. Eu mă bucur că președintele dumneavoastră, domnul Muraru, și toți cei din regiunea nord-est au mers pe aceeași direcție. E unitate în momentul ăsta din punct de vedere al președinților de organizații PNL. Sigur, asta nu înseamnă că n-au voie să aibă fiecare opțiuni, dar avem și argumente. Și eu vreau să vă spun pragmatic câteva argumente, așa cum de multe ori am fost acuzat că flotul e pragmatic. Da. Nu trebuie să ne fie ciudă pe Emil Boc peste munte că vrea metrou. Poate vrem și nou, metro, noi metrourile noastre. Dacă am, vom fi mai uniți și înțelegem din asta că trebuie să fim mai uniți, noi trebuie să-i spunem premierului, pentru că eu sunt convins că va câștiga. Și toată evoluția din ultimele zile arată că, deși se cântă prohodul de către unii, ăsta este drumul și e corect. Nu trebuie să ne spună cineva din afara PNL-ului cine să fie premier cine să fie președinte de partid. E o mare greșeală. Domnilor colegi liberali, astăzi am internaționalizat problema Congresului PNL. Pe ce m-au întrebat pe mine dacă sunt de acord cu drulă să fie la USR sau nu? De ce ei trebuie să ne spună nu-mi place de X sau de Y? Noi trebuie să ne hotărâm lucrurile astea. Uitați-vă cum am reușit să internaționalizăm povestea asta. Și e o mare greșeală, dacă am intra în capcana asta, vor, îi vom învăța rău pe unii și pe alții. Trebuie să-i spunem premierului Câțu că e la Iași. Eu sunt nemulțumit de problema A8. Când citesc din nou că să reia studiul de fezabilitate, nu știu a câte oară, că doar amăgim cu capetele de autostradă care merg până pe la Târgu Neamț, dar nu atacăm frontal muntele, nu pentru asta Flutur a plecat de la Suceava să facă politică la vârst să-l susțină pe Câțu. Eu vă spun, cu lanțurile mă leg și pentru A8 și pentru A7. Am 61 de ani, am trei mandate de senator, al treilea de președinte de Consiliu Județean, am câștigat după pandemie când m-au omorât toți și îmi cântau prohodul, 52% mi-a dat Bucovina, Oamenii de acolo au dat pentru că am făcut treabă. Dacă noi nu vom lupta pragmatic pentru autostrăzi, nu putem vorbi de altceva. Facem simpozioane și la Iași și la Suceava. Adică dacă nu tăiem munții. Și eu am citit 2,7 miliarde de euro pentru Moldova. Păi nu vi se pară mult, domnilor de la București. Păi avem 80 de miliarde de cheltuit numai pe banii, fondurile pe următorii șapte ani. De la mine au plecat 150.000 de suceveni în străinătate. De aici tot cam pe atâția. Cum credeți că întoarcem sau oprim hemoragia decât prin investiții în infrastructura de autostrăzi? Și de aceea, nu că mă bucur, dar poate că așa cum am trăit cu socra în casă, cu cei care nu vreau PNI, cu cei care au zis nu dăm primarilor că fură, ar trebui să-și ceară scuze pentru că nu este corect. Nu descentralizăm România că primarii sunt Trebuie să avem atitudine, trebuie să plecăm de la buna credință a primarilor. Și eu am fost ministru, senator, dar m-am întors la Suceava să facem proiecte pragmatice. Nouă ne trebuie pragmatism. Și mă bucur că Florin Câțu înțelege aceste lucruri. Uitați-vă, de câteva săptămâni de când discutăm și, și am discutat, vedeți că avem o problemă la diferența de preț la proiectele naționale. A dat compensare pentru diferența de preț. Vedeți că avem și la proiectele europene și sunteți primari care aveți proiecte europene și vă vin diferențe de preț în euro că vă blochează. A dat drumul și la această compensare la proiecte europene. Modificați legea achizițiilor. Pentru că avem proiecte pe depozite ecologice, durează 6-7 ani un proces. Haideți, dacă la CNSC, la Comisia de Contestații, este un verdict. Sau la prima instanță de judecată, dați-mi voie să semnez contractul, să mă apuc de treabă. Cum credeți că o să absorbim 80 de miliarde de euro dacă noi nu descentralizăm? Domnilor primari, haideți să vorbim pragmatic. Am avut experiența școlilor făcute de minister și școli făcute de primării. Când a mers mai repede și s-au terminat școlile? Povestea asta, faceți criterii, criterii transparente, cine e vinovat să plătească. Dacă nu descentralizăm, dacă nu dăm la ADR nord-est mai mari puteri în ceea ce privește mutarea fondurilor de pe o axă pe alta, pentru că s-ar putea să nu ne trebuiască pe una și ne trebuie pe alta, vorbim degeaba. Și eu mă bucur că am găsit înțelegere la Florin Câțu. Pentru că și legea achizițiilor a modificat-o. Legea energiei, dacă aveți de extins rețele de gaz și de curent, să poți plăti din bugetul primăriei și după aia să iei de la concesionar înapoi, dacă e cazul, sigur, dincolo de proiectele mari pe care le pregătim acum cu Planul Național de Investiții. Legea inventarului public al patrimoniului localității durează Ani de zile până primește acea vizare blestemată și nu poți face investițiile și foarte multe altele. De la ce a venit scandalul în coaliție? De la a face investiții către primari acum să putem tăia panglicele în 2023, să câștigăm alegerile sau a nu face? Uitați-vă de la ce a venit. Că acum mulți vor să pară de treabă, dar dacă noi nu suntem atenți și eu mă bucur că a dat drumul la acest program Angel Saligny. Vreau să dați drumul mai repede la toate instrucțiunile, să luăm proiectele de la CNI. Am văzut că CNI-ul rămâne cu case de cultură, cămine culturale, săl de spor și ce mai este și că mutați licitațiile spre oateuri. E foarte bine. Dar ce luăm? Drumuri, apă, canal și mai ales gaz, pentru că foarte mulți primari au cheltuit foarte mulți bani pentru rețelele de gaz. Și știe domnul prim-ministru că discut zilnic aceste probleme. Vedeți că pe banii europeni Că am ținut proiectele la ghine acolo, la evaluare. Acum am aflat că TVA-ul nu e deductibil. Bun, atunci trebuie să găsim soluție, să le luăm, să facem un plan național de investiții din bani național mai mare. Adică, eu țin minte că se promitea anul trecut un miliard de euro pentru rețeaua de gaze naturale, nu? Majoritatea așteptați. Eu sunt de acord cu stop de frișărilor. Dar cu ce încălzește baba ceaiul? Dăm soluție alternativă. Dăm Și asta este gazul metan. Nu poate Comuna să suporte rețeaua. Dăm, pentru că discut cu premierul, domnule prim-ministru, 13,7% creștere economică. Râd în colțul gurii când ești la televizor și le spui, unde-i? Păi parte din ea e în Planul Național de Investiții. Dăm drumul la 20.000 de kilometri de drumuri comunale și județene, dăm drumul la 700 de comune ca să ducă gazul metan și atunci lumea începe să te creadă. Dacă nu, noi astăzi suntem vinovați de orice, de factura la energie, de pandemie, de problema începerii anului școlar și de toate. Mă rog la Dumnezeu să se termine odată congresul ăsta. Sunt foarte încrezător că va câștiga echipa lui Florin Câțu. Vom fi acolo și va fi și Alex Moraru și Costel Alexe și toți ceilalți și domnul Chirică. Să-i învăț, să învățăm, să le cerem și să le sugerăm nevoile noastre, dragii mei. De aceea vă rog să fiți pragmatici. Uitați-vă la Ardeleni, au fost mai uniți și și-au cerut drepturile și le-au obținut. Dacă vom fi mai uniți, vom obține drepturi. Iașul ca de aer are nevoie de a opt. E bine că A7-le văd că a pornit-o bine. Dar... In... Legătura cu Occidentul trebuie să o facem în mandatul nostru, domnule prim-ministru. Și eu sunt lângă dumneavoastră, poate, pentru aceste chestiuni. Îi văd aici organizații, săracii de la Iași s-au organizat în fel de fel de organisme ca să se audă la București treaba asta. Pe ce aderare în Uniunea Europeană fac eu când la domnul Boc. Să faci autostradă, să învârte astea și la noi să fac doar studii de fezabilitate. Deci, din capitala Moldovei, încă o dată țip, să avem mai mult curaj pe Moldova, pe autostrăzi, domnule primit. Asta va fi prioritatea. Și eu vă garantez că omul acesta este deschis. L-am văzut de bun simț, l-am văzut un om de echipă, l-am văzut un om care înțelege urgența primarilor. Și cea mai mare greșeală noastră a fost că am avut doi în unu. Președintele n-a fost și premier. Ce forță ai într-o coaliție când se duc doi? Trebuie să fie același om și atunci ești liderul coaliției automat. De aceea îl susțin. Celălalt coleg a fost prim-ministru. Nu-l întreb eu de ce nu mai este. Dacă omul care este astăzi prim-ministru, într-un parteneriat foarte corect cu președintele României, va fi și președintele partidului, atunci într-o coaliție în care sper că se vor întoarce. Uh, cei care astăzi sunt supărați și pleacă, vom găsi coeziunea, dar trebuie să fim pragmatici. Haideți să ne luptăm Iașu, Suceava, Neamțu, Botoșaniu, să dea drumul la bani, că e o căruță de bani europeni, dar trebuie descentralizați și cheltuiți, gospodărește să câștigăm în 2024 alegerile. De aceea îl susțin pe Florin Câțu și echipa lui, de aceea 35-36 de filiale sunt lângă Florin Câțu, de aceea mai puțin toți miniștrii sunt aici, de ce ați văzut că, indiferent cât se trage cu tunurile din toate părțile, n-au reușit, că s-a dorit moțiunea să se întâmple până la Congres. Poate ceva se întâmplă. Nu. Și mă bucur că nu se întâmplă. Haideți să ne punem pe cântar să vedem câte chile avem fiecare la Congresul din 25 septembrie. Și eu sunt convins că moțiunea câștigătoare va fi Florin Cîțu, de unde Moldova va avea, avea de câștigat. Doamne ajută!